Acest proiect se încadrează în politica Romgazului de a se implica în comunitățile, în general din România și în special acolo unde Romgazul are desfășurate diverse activități. Și acest proiect îl văd multiplicat la nivelul multor comunități din țară. În urmă cu 3 ani de zile, când colega mea Ioana Abramiuc a prezentat în Consiliul de Administrație proiectul de colaborare cu UNICEF pentru dezvoltarea activității împreună cu copiii pentru sănătatea copiilor, Consiliul de Administrație a fost de acord de unanimitate să intrăm în acest proiect. Proiectul încearcă să facă o diferență în viața oamenilor ajutându-se cu cei din comunitate. Echipa de lucrători, asistentul medical, asistentul social, sunt de aici din comunitate și știu cel mai bine cum pot să-i ajute pe cei care au nevoie. În felul ăsta și după terminarea unui proiect de felul ăsta, el va continua și va asigura vizitarea constantă, sprijinul constant al celor care au nevoie. Mă simt bine pentru că aduc bucurie în casa oamenilor, pentru că încerc să le alin suferința prin ceea ce fac și prin meseria pe care o am. Consider că ceea ce s-a făcut aici a însemnat foarte mult suflet, a însemnat ceea ce spunea Nicolae Steinhardt, foarte simplu, dăruind vei dobândi.